Când la școala numărul 2 din Bârnad a avut loc o întâlnire de proiect. Am desfășurat activități frumoase la dealul mare de Crăciun și de 1 iunie. Copiii, elevii mei au donat haine, încălțăminte, rechizite școlare, dar cel mai important lucru este acela că au închegat prietenii trainice și frumoase. Astăzi, la școala numărul 9, Manolache Costache Ecuranu, a avut loc o întâlnire de proiect la care au luat parte și 7 membri englezi din cadrul fundației Good News for Romania, din Anglia. La această acțiune au fost prezenți și 2 reprezentanți din România, Ada și Claudiu Roșca. Președinta fundației non-guvernamentale este Catherine Richardson. Această fundație ajută familiile defavorizate din zonele limitrofe ale Bârladului, oferindu-le îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare și rechizite școlare. Ne-am hotărât să ajutăm familiile sărace din România. În acest scop au lansat un proiect în Anglia, au strâns bani și au venit să repare câteva locuințe la familii sărace cu mulți copii din mediul rural. Acum profităm de ocazie că sunt în Bârlad și i-am invitat la o școală să vadă cum se desfășoară învățământul în România, în care sunt condițiile. Sunt interesați de lucrul acesta, e o experiență nouă pentru ei. Sperăm să-i avem și în alți ani alături de noi. În perioada imediat următoare, Asociația Umanitară va desfășura o serie de lucrări pentru ridicarea unor noi locuințe în localitatea Miclești din județul Vaslui, de care vor beneficia familiile cu mulți copii care nu au casă și nici fondurile necesare formării acesteia. Reprezintă o mare șansă pentru acești copii să vină, să viziteze, să vadă care sunt diferențele dintre învățământul din Anglia și cel din România și să poată să facă acea lucrare care o au la clubul lor de tineret pentru ajutorarea copiilor din România. Thank you, Romanian!